Timișoara a câștigat marea competiție pentru titlul de capitală europeană a culturii în 2021. Aceasta a fost decizia juriului delegat de Uniunea Europeană, ce a venit la București să stabilească ce oraș din România va fi învestit cu titlul de capitală europeană a culturii. Timișoara a avut drept contracandidate Baia Mare, Cluj-Napoca și Bucureștiul. The selection panel for the European Capital of Culture in 2021 recommends you designate the city of Timișoara. Orașul de pe Bega a fost declarat oficial câștigător al titlului de capitală culturală europeană 2021. Competiția a avut loc între Cluj-Napoca, Timișoara, București și Baia Mare. Timișoara a câștigat titlul de capitală culturală europeană în urma deciziei juriului de experți și reprezentanții Comisiei Europene. Anunțul a fost făcut la sfârșitul săptămânii trecute în cadrul unei conferințe la sediul Bibliotecii Naționale, unde au fost prezenți și Steve Green, președintele juriului de experți și reprezentanții Comisiei Europene. Titlul de capitală europeană a culturii este atribuit unui oraș din Uniunea Europeană, din țări candidate sau precandidate pe durata unui an. Până în 2019, 60 de orașe vor fi deținut titlul de capitală europeană a culturii. Programul este considerat a fi o inițiativă culturală emblematică a Uniunii Europene. În 2021, România și Grecia vor găzdui câte o capitală europeană a culturii, precum și un oraș ce va fi desemnat de Serbia sau Muntenegru.